Salutare, fraților, și după cum cred că ați văzut și din titlu, astăzi o să fiu rău cu toată lumea pe Fortnite. O să bat player și o să le dansez și mi-am pus un nume ca să văd cine îmi dă ad ca să dăm un 1v1, să văd câtă lume interesată să dea ad unui player toxic. O să jucăm 3-4 meciuri, să vedem câtă lume dă ad și să vedem câte ad-uri strângem până la finalul clipului, pentru că acum avem 0. Dar înainte de asta aș aprecia foarte, foarte mult dacă te-ai abonat cu clopoțel, ai da un like la clipul ăsta dacă îți place ce fac și dacă vrei să mă susții în continuare și dacă ai pune cum contul ăsta văd că nu are și punem noi acum DU20 pe shop. M-ar ajuta foarte mult și îți mulțumesc. Bun, și după cum vedeți am pregătit contul cu cele mai toxice dansuri care sunt pe contul ăsta. O să-mi fac și setările și o să intru într-un prim mes să vedem dacă vrea cineva să-mi dea 1v1. Apropo, cine se uită la tot clipul ăsta cap-coadă, și scriu un comentariu frumos cu tot ce trebuie, are inimioare de la mine și îl apreciez foarte, foarte mult. Suntem gata cu toate dansurile toxice care se puteau. Acum ideea ar fi să nu ne dea cu prea mulți boss de la Epic, să batem cât mai mulți players. Pentru primul meci o să mergem în prima locație de români, adică Craigic, acolo mertăți românii. O să-i dăm chiar de un român și îl batem, îi dansăm și ne dă ad. Deci credeți-mă că am încercat să caut cât o grămadă de posibilități să-mi pun nume pentru 1v1. Asta a fost singura care nu-i luată, pentru că toată lumea aparent vrea să-și pună nume de 1v1 și ad me for 1v1. Dar măcar am găsit o posibilitate, sper ca băieții pe care îi găsiți să poată să-mi citească numele să-mi dea ad. Hai să vedem. Și nu sunt prea sigur, dar cred că nu mai vine nimeni aici în Craig, adică n-am văzut pe nimeni cât am aterizat. Eu sper până la urmă să dau de player și să-i bat. 4 case lutate plus main-ul, no shotgun încă, băieți. Cred că dacă eram acum la arena și aveam contest, asta era o mare problemă. It was at this moment that he knew. He fucked up. Bă, chiar, dar trebuie să dau la... Mamă, ce m-am speriat să mă bată tata de... Vă minți? Doamne, pe clip direct. Oh, player, primul player. Avea și Anonymous, îi dansăm. Îi dansăm la băiatul, avea Anonymous, dar m-am speriat, era să mă și bată ăsta. Și sigur nu era bodele epică, juca decent. Cred că ieși direct din meci, omul meu. Bă, băieți, așa speriatură n-am mai văzut. Chiar meciul viitor trebuie să încerc să intru și la arena, pentru că acolo nu prea cred că te dă cu player de la Epic, cu boți. Bine, nici ăsta nu era bot. Dar văd că ăsta nu-mi dă ad. Sau am măcar adurile pornite? Da, poate lumea să-mi dea ad. Aud pe cineva că trage și ce vă recomand și chiar vă rog. Bă, nu fiți toxici în meciul pe Fortnite, că și așa ați văzut că o scăzut foarte tare Fortnite-ul ăsta. Nu fiți toxici. Nu dansați la player cum dansez eu, pentru că vrem și noi să nu mă comunitatea Fortnite și dansând la player îi enervăm mai tare și face mai multă lume să se lase. Uite-l pe ăsta. Oare ăsta e body la Epic sau player? În ce trage? Lasă-te aproape. Asta are shield, dar cred că e bot ăsta, băieți. Cred că e bot. Stai să dăm pickaxe. Nu, poate mă bate, să vezi că mă bate. Cum era să mă bată? Hai totuși să-i dansăm, că poate chiar nu-i bot și ne da. Ce să zic, cred că era bot, dar aici era unul care era FK pe deal sau nu știu ce bătea el aici. Încă e spectate pe mine, deci s-ar putea să nu fie bot. Pentru că văd că stă spectate, nu știu botii dacă stau spectate sau nu. Ăla stă spectate pe noi. Hai să mai dansăm dacă te-ai spectate, poate îl facem să dea ad. Ori spectate pe mine ăla care era FK și l-a bătut ăsta. Și cu update-ul ăsta s-a băgat și mătura, așa că hai să luăm o mătură de asta, să mergem la joc în zona că mi se gătați eu cum benzina la pârnaia aia de mașină. Hai măturică, dă-i. Bă, dar cum te folosesc de asta? Așa. Avem un player care cred că nu-i bot. Apare bunicel. Nu cred că era bot, că juca decent. Bă, dar eu, în loc să-mi dau... Mă vine zona, băieți, dar dă unul așa ca pur să-mi dau medkit-ul. Era să mă bată ăsta și puteam să mor și în zonă. Deci dacă nu-mi dădea medkit-ul ăsta așa rapid, să gândesc rapid, era mort. Îmi permite acum să stau să-mi dau miniuri aici. Bă, l-a jucat decent, dar afară nu-mi dat băiatul. Deci nu știu dacă era bot sau nu, dar nu-mi dat, văd că. Băi, deci cum deja mai sunt doar 16 player, 15, ba nu, 16. Nu înțeleg deja cum s-au bătut toți ăștia. Cred să mai căutăm player ca alfile jale. Auzi, se bat aici. Se bat aici, băieți. Trebuie să fim prezenți. Nu vă mai bateți, băi. Și-o da rocket. Aba, nu, uite-l. Mamă, ăsta joacă binișor. Ăsta joacă bine, băieți. S-ar putea să mă bată.
Ăsta chiar era player, ăsta trebuie să-mi dea ad. Ăsta trebuie să-mi dea ad, băieți. Trebuie să-mi dea neapărat. Pentru că s-a jucat decent și avea și rocket. Uite, stai pe tine pe mine, deci s-ar putea să dea ad. Am găsit și coasta asta care nu știu cum să joacă cu ea. Hai băiatul, dă-mi ad. Ăla stai pe tine pe mine, încă nu m-a dat ad. Am bătut cu coasta asta, băieți. Am bătut cu coasta asta. Bă, cum s-o plăci chestia asta? Mamă! Hai să-i dansez. Hai să-i dansez la băiatul ăsta. Că să-mi dea și el ad, măcar că ăla nu m-a mai dat ad. O stat spectate atâta pe mine, dar nu m-a mai dat ad. Hai băiatul, da ad. Hai bă, că nu mai am shield și ăla nu-mi da ad. Dar nu știu cum să folosesc și chestia asta prea bine. Asta, asta e prima dată când dau cu ea. Mai bat aici, cred că. Abogăm strategia box. Dar vezi că joacă bine și copilul ăsta, s-ar putea să mă și bată. Hai să ne ia peretele din prima. Hai că ne-l ia dacă e. Vine altul cu rocket. Hai că l-o să-mi dea cu rocket în box. M-am zis. Hai băieți, dați ad. Dar ce nu mai îmi dau ad, băi. Sunt doi spectri pe mine, dar n-a dat ad unu. Auzi, auzi pe ăștia. Hai că nu mă știu. Ăla cred că bot. Ăla ca ăla de ăsta. Am 7 kg și niciunul nu-l da ad. Uite-l pe ăsta. Hai mă, trebuie să dea ad. Mai sunt eu versus ăsta și stau la box că nu știu ce să-i fac la băiatul ăsta. Poate vine pe mine. Na, mi-e și locul 2. GG băieți, mi-e și locul 2, dar nu dă nimeni ad, băi. Deci nu dă nimeni ad, am avut 8 sau 9 kg și nu dau ăștia ad. Hai să încercăm și la arena totuși un meci, că trebuie să dea băieți ad până la urmă. Na, avem 0 puncte. Ar trebui măcar aici să-mi dea cineva ad dacă dansez, nu? Că aici trebuie să-ți optice playeri dacă eu îi bat. Bun, teoretic avem 0 puncte și practic playeri ar trebui să fie slabi, așa că ar trebui să pot să-i bat. Și da, am încercat să-mi dau, ad pe de fapt pe contul ăsta și merge. Eu nu știu ce așteaptă băieți ăștia. Nu au curat să dea 1v1 sau cum? Hai să dăm și thanks la bus driver, poate vede cineva și-mi dă de aici ad, deci nu știu ce să zic. M-am dus și eu în fundul lumii unde nu cred că a venit nimeni, dar luptăm repede și mergem pe player. Dacă tot e uitat până aici, te rog frumos să scrii în comentarii, dacă tot e Halloween, care e skin-ul tău preferat din astea care sunt acum de Halloween, din toate, scrie unul care e preferatul tău acolo în comentarii. Ce nu mi se întâmplă asta și la cele 5000 de puncte ale mele? De ce nu stau atât așa să nu dau target, să nu dau de nimeni de fapt? Uite, am dat target la ăsta, Roman top 2. Român top 2. S-ar putea să fie român. Hai să mergem să-l căutăm. Hai să mergem să-l căutăm și să batem acest defaultel. Că defaultel și are 0 puncte. Cred. Adică nu știu la care 0 puncte, dar eu am 0 puncte. Ia, trebuie să-l batem pe român top 2. Deci ăsta n-are unde să fie altundeva. Stau atâta după el. Nu se iasă din ăsta, din casă, să vină în zonă. Uite, băieți, a ieșit ciobolanul. A ieșit și nu ne mai știe. Nu ne știe, dar stai că mă duc așa frumos să nu mă știe. Aș pune pad. L-am lăsat low. L-am dat crack de fapt. Sper să nu-și pună pad. Uite-te la el. După ce te-ai ascuns atâta, mai dai și tryhard. Adică hai că tryhard. Hai dă-ne ad, bă! Ce poate fi mai toxic decât un elite agent care dă take de el? Vă spun eu, un erou cu starman care face la fita. Ăsta oricum nu era contul meu, era contul primit de la Marek. Văd că a intrat cineva pe cont și m-a scos. Ați văzut și voi, măcar ne-a ieșit clipul. Nu ne-a dat nimeni din păcate, pentru că toată lumea de Doge. Eu am fost Deu. Vă mulțumesc că v-ați uitat până aici. Sunteți cei mai tari și sunteți pupați. Ciao!